Bună dimineața! Ora 7:00, 5 octombrie, zi de toamnă, parcă așa am intenționat-o mulți dintre noi aici, una veselă, așa să fie, și zâmbetul să ne fie pe chip și bucuria celor ce se întâmplă. Zâmbeta pe chip a fost și aseară, când Facebook-ul, Instagram-ul, toate au picat, WhatsApp-ul și nu am mai putut să ne conectăm. Zâmbet pentru că e un dulce acrișor gust să te gândești că toate aceste mijloace sunt de fapt o formă prin care ne conectăm foarte mulți dintre noi, iată și noi aici, și vorbeam aseară târziu în noapte cu prietena mea Raluca Bugariu, pe care cu siguranță o cunoști de la Bucuria Dulapurilor Ordonate, și povesteam cu Raluca și ne ziceam ce se întâmplă, oare cum ar fi viața noastră dacă brusc n-ar mai exista aceste rețele de socializare. Bineînțeles că asta mă face m-a făcut să mă gândesc că înseamnă o schimbare la care mă adaptez și în ce formă și ce pot să fac cu cei la care țin foarte mult, cum este acest grup. Dacă e să mă uit la ce am gândit aseară, n-aveam nicio problemă cu pagina, cu contul, dar grupul Dietetica aș fi vrut tare mult, dacă Facebook-ul nu se mai pornea deloc, să rămânem cumva împreună. Și vreau să vin către tine acum în această dimineață cu acest gând. În primul rând, dacă nu ești abonat pe cont, pe newsletter, Doamne, pe site-ul meu, laviniabratu.ro, haide, du-te, intră pe laviniabratu.ro, poate că nu știi de site, sunt sute de articole acolo, abonează-te la newsletter și suntem și ne păstrăm în contact. Sau pe canalul de YouTube, Bratu Melania Lavinia, intră pe canalul meu de YouTube, abonează-te și rămânem conectați. Și dacă pică rețelele de socializare, rămânem acolo cumva cuprinși, îmbrățișați unii cu ceilalți. Interesantă viața fără rețele de socializare. Vorba sorei mele, care spunea, Iulia îmi spunea, asta ne face să stăm împreună în familie acasă. Exact așa ca atunci când pică internetul. Bun, dragilor, dimineața asta la mine este cu această limonadă magică. Această limonadă magică cu lămâie, o lămâie stoarsă, polen și apă. Abia aștept să o savurez după ce vorbesc acum cu voi. Limonada aceasta magică merită introdusă în această perioadă care urmează pentru creșterea imunității. Ador polenul prietenilor mei de la Apiarium, ador această combinație, tendem să ți reamintesc de limonada magică. Și mai am un wow în dimineața aceasta. E un exercițiu pe care îl fac de ceva vreme, un exercițiu scurt pe care îl fac de ceva vreme la ritualul de dimineață și sunt așa impresionată de felul în care funcționează. N-am să-ți spun despre el încă, pentru că nu sunt pregătită, însă nădăjduiesc să-l pregătesc ca și expunere în workshopul Femeia din 16 octombrie. Acolo voi vrea să vorbesc despre ceva nou pe care îl fac practic în viața mea în fiecare dimineață și vreau să dau mai departe, nădăjduiesc până atunci să fiu pregătită și părintele Teofil să îngăduie să fac asta, așa că pe 16 octombrie iarăși pune cecuiește ziua în calendar să fim împreună la workshopul Femeia ediția de toamnă. Astăzi, după ieri, cuvântul zilei a fost superputere, provocarea despre superputere. Astăzi am o provocare despre responsabilitate. Ce înseamnă să fii responsabil? Îți mărturisesc că am o provocare cu acest cuvânt. Pentru mine, standardul de responsabilitate probabil că a fost crescut de mică și cumva am avut așteptări de-a lungul vieții sau cumva am avut blocaje când am dat de oameni pe care i-am simțit că nu sunt responsabili în viața lor. A fi responsabil înseamnă să faci lucrurile pe care le pornești și să le duci până la capăt. A fi responsabil înseamnă să-ți asumi ceea ce ți se întâmplă fără să cauți neapărat vinovați în jurul tău. A fi responsabil înseamnă a fi într-un control asupra lucrurilor, într-un control firesc, ca mai apoi să ai o satisfacție a lucrului bine împlinit. A fi responsabil este foarte aproape în definiții și în viziune cu disciplina noastră, dacă e să ne gândim. Responsabilitatea însă merge mai mult de atât. Responsabilitatea se duce până pe partea de emoție, până pe partea de rațiune, pentru că este foarte important să te gândești că un om care este responsabil este în controlul emoțiilor sale. Nu atunci când se întâmplă ceva, imediat găsește vinovatul, dă vina pe cineva, arată cu degetul înspre cineva. A fi responsabil înseamnă o gestionare a timpului, înseamnă o gestionare a finanțelor, înseamnă până la urmă
Pentru mine, să știi că a fi responsabil înseamnă o viață împlinită. Pentru că, vezi tu, responsabilitatea îmi dă o putere la nivelul mental de control asupra lucrurilor pe care le făptuiesc și un control firesc, nu unul patologic. Și atunci când sunt responsabil și controlez lucrurile și sunt așezată, rânduită în ceea ce am de făcut, cumva ai și o stare împlinitoare, ai și o stare de satisfacție. E o energie foarte bună acolo. Până la urmă, a fi responsabil înseamnă și o creștere și o frumoasă așezare a stimei de sine. Și dacă e să mă gândesc că, până la urmă, a fi responsabil este una dintre calitățile pe care le admirăm unii la ceilalți. Iubesc responsabilitatea soțului meu și mă deturnează total când nu-și ia această responsabilitate. Iubesc atunci când cineva vine responsabil cu o idee, cu o inițiativă, cu o intenție foarte clară. Aplaud astfel de momente, pentru că acestea sunt cele care ne luminează precum un far direcțiile călătoria unora celorlalți. A fi responsabil înseamnă a avea și relații bune cu ceilalți, pentru că un om care nu este responsabil întotdeauna are un țap ispășitor, întotdeauna este cineva vinovat. Cum este pentru tine această noțiune a fi responsabil? Cum simți că trăiești din acest punct de vedere? Ai responsabilitatea cumva construită, ești asumat, ești aproape de acest i-aș pune o putere, i-aș pune o putere interioară, i-aș pune o superputere. Faptul că sunt responsabil, că mi-asum niște lucruri, că urmez niște pași și mă duc înainte, indiferent ce apare. Bineînțeles, uneori trebuie să te cațări pe un munte, nu trebuie neapărat să faci o gaură în dita mai muntele, poți să găsești pilon, poți să găsești suport să te urci pe el ca să-l cucerești și să mergi mai departe. Mă bucur că merge Facebook-ul, mă bucur că suntem aici. Am avut aseară un interviu live pe care o să-l pun probabil zilele următoare despre nutriție, disciplină și post cu Luana la Hello Sănătate. Dar până una alta, de seară la ora 8 am invitat un medic minunat, un colegă de-a mea de la Suceava, care este specialist în medicină funcțională și care vine să ne vorbească despre microbiom și despre sănătatea, cât de important este sănătatea microbiomului pentru sănătatea noastră mentală. Văd că suntem mai puține astăzi. Ori ne-am trezit mai târziu, ori ne-am gândit că nu merge nici Facebook-ul mai departe. Și dacă nu merge Facebook-ul, laviniabratu.ro și canalul de YouTube și rămânem aproape, dar găsim o formă să ne adunăm și să ne strângem. Acum și eu simt mai mult ca oricând că acest grup ar trebui să aibă întâlnire curând. Nădăjduie să se întâmple, să ai o zi minunată, ne vedem de seară și mâine dimineață. Și vezi cum ești cu responsabilitatea. Eu iau o gură de limonadă magică. Asta este foarte bună pentru microbiomul meu, având în vedere că ieri am avut o zi de lichide. Te îmbrățișez, să ai o zi minunată, te iubesc!